Această emisiune vă este prezentată de Fan Curier. Bun găsit, prieteni microbiști! În episodul trecut ne-am riscat viața printre rechini. Apoi am mai riscat-o odată, la viteză maximă, zburând peste valuri. În episodul de azi o să ne riscăm doar degetele, căci vom avea o cursă cu alți monștri. Iar la final vom juca în premieră pentru Europa un joc ciudat. Proba individuală de azi este o cursă de crabi. În Maldive, cursele de crabi sunt ceva obișnuit. Pe toate insulele se fac curse de crabi în care câștigătorul ia tot. Dar cursa noastră este o premieră pentru că folosește un regulament întâlnit mai degrabă la cursele de cai sau de mașini. Dar adevărata premieră e că vom folosi o specie periculoasă de crabi. Toate cursele de crabi din lume folosesc doar crabi călugăr, o specie mică și nepericuloasă de crabi, care au numai 8 picioare. Noi vom folosi o specie mult mai agresivă, și anume crabul fantomă, care are 10 membre, dintre care o pereche tăioasă de clești. Pentru început, gazda noastră, Captain Vidad, s-a dus de cu seară la vâna de crabi, care ne așteptau cu minți într-o găleată de nisip. Apoi am tras la sorți ordinea în care fiecare din cei 10 își va alege și boteza crabul. Prima echipă este Dinamo București. Primul e Dinamo, care își alege un crab voinic și agil, ca un fundaș lateral. L-a ales pe ejectat, are steroizi. Ei bine, pe crabul lui Biță nu-l cheamă nici Dumitrache, nici Orac, nici Lucescu. Biță, ți-ai ales crabul, ce porecle îi dai? Îi voi pune numele Semeghin. Semeghin să fie! S-a chinuit Vidal pentru noi, pe urmă am prins și noi curaj și am început să-i prindem. Dar acolo era periculos. Al doilea alege ambasadorul Craiovei. Universitatea Craiova. Dan. Cel mai rapid ăla de fuge, așa. Care îi dă tot nume de extrema. Dane, cum îl cheamă? Zoli Crișan. Zoli Crișan. Al treilea crab e ales de Gabi, care decide să-l boteze mai excentric. Gabi, cum îi zice? Rumbi. Cum, mă? Rumbi? Virgilică, Dridea sau Iunes Amza suna rău ca nume de crab? E cu dedicație pentru acasă, pentru un prieten care ne jucăm și numele lui este Rumbi. Și i-am făcut o mică dedicație să se simtă și el bine când o să vadă la televizor. Mi-am ales crabul, l-am văzut inițial mai rapid. Am avut și norocul de a fi al patrulea ales și crabii încă erau vioi. Și l-am văzut pe acolo, agil, că alerga pe acolo, alerga după rapidist, după dinamovist și am zis, ăsta e crabul meu câștigător. Al patrulea este Fecefarul Constanța. Să vede, care mici. Ia uite-l, talentat.
Să nu ia tot după acum, Nicu. No, frate. Eva, big one. Mamă, big one. Nicu de la Farul nu se încurcă și alege cel mai mare crab din Butoi. Fotbaliști? Ghișan. Ghișan. Fost fundaș. Daniel Ghișan, pentru cei care nu știu, era un fel de semeghin al Farului de acum 30 de ani. Da, și avea curaj să pună una pe... Păi am văzut cum, dacă e din spate, nu le mai dai posibilitatea să te agațe, să se agațe de tine cu crești. Crabul următor este ales de Rareș de la Cluj. No, hai mă, Rareș, mă! Hai să-mi prind un artelean. Mai morcum, așa. Mai zi odată că n-am. Giorcaev. Giorcaev. A jucat la Ucluj, nu? De ce i-a dat numele Giorcaev? Nu știm. Probabil pentru că e greu de scris. Următoarea echipă, Rapidu. Cojo de la Rapid alege evident cel mai rapid crab din Butoi. E unul mic de tot. Unul mic și fâșneț pentru tine. Vidada are probleme mari să-l prindă. Atât de fâșneț este rapidistul cu 10 picioare. Personalul. Credeați că o să-i spună Pancu sau Șumudică? Hei, mai ghiciți? Deci cum îl cheamă pe rapidist? Codruț. Codruț, micuț. Acum dacă stăm strâmb și judecăm drept, Codruț e un nume ideal pentru un crab, nu-i așa? Păi eu l-am ales. Mi-a zis și Vidad, de ce l-ai ales pe ăsta? Zis, nu știu, că fuge tare și a zis, bravo, e bun ăsta, s-ar putea să fii, știi? Următorul crab e ales de Louis Armstrong de Timișoara. Louis. Alege unul, chel ca tine. Vidal zis five fingers. De ce țări? Ce poreclă are Gagiu? Mansur. Tensori? În sfârșit mai avem un crab cu nume de fotbalist. Am avut mai puține variante să-mi aleg crabul meu, doar că am văzut că cumva sub nisip era un crab care era mai odihnit și am considerat că acela ar fi potrivit pentru mine și l-am ales. Mergem mai repede că transpiră crabii aleși, FCSB. Iulica ajunge și el la rând. Pare că nu mai are de unde alege, dar pune mâna pe un crab extrem de nervos. Ce rapid e ăla, de unul a scos din adâncuri. Uf, în sfârșit. L-a prins Vidad. Cum îl cheamă, Iulia? Hagi. Și ce nume i-a dat crabului? Mai sunt două echipe. CFR Cluj. Penultimul care alege e Robert, care și-a un crab ardelenesc în leasing. It's a little one, but a good one. Yes. Robert va avea un crab bun la jocul aerian. L-ai ales Hochiviac. Frikiki Vinicius. Frikiki Vinicius, așa îl cheamă. Ok, ultimul. Dar cel din tâi. Exact, Botoșani. Săraci, toți s-a dormit. Tudor, milosul echipei, a rămas ultimul și nici măcar nu și alege un crab. Să ia Vidad pe care o fi. Daisy să-i pui. Este. Daisy. E sprinten ca... E bagă nume de acolo, din zona. Precum... Sprinten ca tine. Precum... Precum Keita. După cum se vede, Keita al Botoșaniului pare adormit. De fapt, el abia acum s-a trezit și e numai bine odihnit. Keita, hai să mai înclie la asta. Da, vezi că Keita o să plece. E sigur. Acum e la noi. Am tras ultimul crab care era ascuns sub nisip. Nici nu știam că mai erau săraci doi leșinați și nu puteau. Și când Vidada a scuturat găleata, a găsit unul de sub, care era foarte agil și el era odihnit. După ce am ales crabii, le-am explicat concurenților care sunt regulile. Avem 3 curse diferite. Eliberăm cei 10 crabi în mijlocul cercului. Primii 3 care ating marginea cercului vor puncta 5, 2, respectiv 1 punct. Ambasadorii noștri nu trebuie decât să mizeze pe câte 3 crabi la fiecare cursă. După 3 curse facem totalul și vedem care e clasamentul. Dacă va fi nevoie, facem curse de departajare. Pentru prima cursă, fiecare va miza pe clubul său, plus alte 2 cluburi la alegere. Să vedem ce au ales. Ca să știm
cine cu cine se are bine în fotbalul din România. Farul a ales Dinamo și Ucluj. Craiova a ales Farul și Botoșani. FCSB a ales Botoșani și Farul. Ucluj a ales Dinamo și Farul. Dinamo a ales la fel Ucluj și Farul. Botoșani a ales CFR și FCSB. Rapid a ales Timișoara și Farul. CFR a ales Farul și Dinamo. Petrolul a ales Dinamo și Rapid. Iar Poli a ales Rapid și Farul. Let's start! Vidad a dat drumul Craiovei. Hai, Agi! Însă niciunul nu a luat-o la goană, întrucât erau înconjurați de niște hândrălăi care urlau la ei. Voi, dacă erați crabi, ce ați fi făcut? Primul trece linia de finish, Keita de la Botoșani, dovedind că cei din urmă sunt cei din tâi. 3-3. Botoșani! Vece Botoșani! A urmat Mansur de la Timișoara și outsiderul Rambi de la Petrolul. A urmat a doua rundă de alegeri, în care fiecare a jucat cu propriul crab, plus alți doi, cu excepția celor aleși pentru prima cursă. Evident, toată lumea s-a înghesuit să aleagă Botoșanul sau Poli, performerii din prima cursă. Iată ce au ales băieții pentru cursa a doua. Rapid a ales Botoșani și Ucluj, Farul a ales Poli Timișoara și Petrolul, Dinamo a ales Poli Timișoara și Petrolul, Ucluj a ales Botoșani și Timișoara, Craiova a ales Petrolul și Timișoara, Botoșanul a ales Politehnica Timișoara și Petrolul, FCSB a luat Poli Timișoara și Petrolul, Timișoara a ales Botoșani și Ucluj, CFR a ales Poli Timișoara și FCSB, Petrolul evident tot pe Botoșani și pe Poli Timișoara. La prima cursă ordinea a fost Botoșani, Timișoara, Petrolul. Începe cursa a doua. Hai să le închide, hai să Poli Timișoara. Locul întâi Poli. FCSB. A doua cursă se termină cu victoria lui Mansur de la Poli, care confirmă forma bună din prima cursă. E urmat de Rambi și de Hagi de la FCSB. Iulica e singurul care i-a nimerit pe toți trei, dar foarte mulți au nimerit câte doi, pentru că Timișoara și Petrolul, performerii primei curse, au confirmat. Pentru ultima cursă, fiecare trageți câte trei crabi diferiți. FCSB? Craiova? Dar ce mare mână asta, mă, doi. Ale de mai de ăștia. Și Ucluj. FCSB, Craiova și Ucluj, da, Rapidul. Hai, Dinamo! Dinamo! Ah, Dinamo! Nu-l băgăm la loc! Dinamo, FCSB... Și Rapid! Și Rapid! E bine! Trei echipe din București! O să le tac toate trei odată. Preferiu e prima dată. Ok. Botoșani! Ucluj, Botoșani! Craiova. Craiova? Ma. Și FCSB. CFR, Petrolul și FCSB. Hai lui. 3, da. Acum au fost, da.
Poli. Opa. Dinamo. Și Botoșani. Fece Botoșei. Hai, Boceni. 3. Uite al meu acolo. Craiova. Farul. Și Fece Botoșani. Bravo. Alegerile CFR-ului sunt Craiova și Farul. FCSB. De 3 ori contract cu mine. Hai, 3. Petrolul. Mai ia 2. Ia 2. Poli, la fel ca data trecută. Și Craiova. Și Craiova. Dan e foarte serios și a ales Faru. Universitatea Craiova. CSU Craiova. CSU Rapid București. Nu te-ai plictisit. Deci, eu, da? Faru, Botoșani și Dinamo. Pentru a treia cursă am lăsat destinul să decidă fiecare cu norocul lui. Hai să mergi, dau prin. Hai să mergi, dau prin. Hai, haide, bă. Hai, te bă. Ce e ăla de acolo? Hai, tot ruț. Te dai liber? Hai, Craiova. Hai, Craiova. Ce e ăsta? Ce e? Faru. Faru. Bun, Faru. Unde-l meu? Hai, hai, Petrolu. Hai, hai. Hai, Botoșani. Hai, Faru. Hai, Cerche. Hai, Dinamo. Hai, Crini. Al meu vestor. Doi, arăi, stau la Craiova. Bă, uite, un jucu, ce le face. Hai, de Semeghin, hai sus, hai, Petrolu! Hai, hai de bă, Codruț! Băi, bine, Timișoara, Craiova și Petrolu sunt jos. Semeghin! Hai, la zemă de varză! Hai de Codruț! Hai, mă, hai, Timișoara! Hai, mă! Haide. Hai, mă! Hai, Botoșaniu! Hai, Botoșaniu! Hai, Botoșaniu! Hai, tată! Hai! Haide! 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 Bine! Bine, bă! Hai, hai! Yes! Următorul! Timișoara! Locul 2! Hai, Codruț! Semeghin! Trezirea, tată, că avem antrenament! Am luat 5 puncte, este! Am al treilea! Da? Da? Unde e? Hai, al treilea e Timișoara, la mine și Liana, pare. Craiova, hai, tată! Hai, mă, Craiova, mă! Hai, du-te! Hai, Petrolul! Hai, mă! Vino încoace! Hai, mă, du-te! Lasă-mă, hai, un bici! Hai pe Davide! Hai, 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 hai! Nu! Bine, Ghișane! Du-te! Du-te! Nu! Du-te! Du-te! Hai! Du-te, mă! Hai, stai, mă! Hai, mă! Du-te! Hai, mă! Hai, Faru! Nu! Bine, mă! Este, mă! Gata! Keitaș a reconfirmat forma excelentă și a câștigat. Mansur a punctat pentru a treia cursă consecutivă, demonstrând că e în formă maximă. Iar Ghișan, crabul de la Farul, a adus primul lui punct din competiție. Cum îți explici faptul că după primul joc, aproape toată lumea, fără excepție, te-a pus și pe tine pe lista acolo? Da, a fost surprins ca după primul joc să fiu în top 3 pariuri. Și chiar unii dintre ei s-au pierdut cu entuziasm și urlau, Fece Botoșani, urlau așa după crab și a fost, miere pentru sufletul meu. Ultimul săracu cu milos de crab, milos de pește, îi sare peștele în cârlig, Keita îi dă gol în același minut, moment. Crabul ia, îl mângâie, de ce îi chinuim? Dar nu îi chinuiam, că le-am dat drumul pe urmă, Tefer și Nevătămați. L-a ascultat Dumnezeu și de data asta, nu știu, e înalt, e aproape de Dumnezeu, ceva se întâmplă. Inima mare. Cât el de mare, așa are și o inimă mare. Cum să-ți alegi ultimul și să îți iasă direct crabul tău locul 1. Incredibil. Te-ai simțit ca un suporter acolo pe margine? Puțin m-am simțit ca suporter. Nu sunt învățat cu jocurile astea de noroc și asta mi s-a părut chiar de noroc. M-am intrat în priză, m-am agitat un pic, că am văzut că ies punctele și de acolo. Din câte știu, crabii întotdeauna o iau spre apă, dar astăzi se pare că fiecare a luat-o în altă direcție și este o chestie foarte ciudată și cumva nu depindea de tine, strict de noroc. Am ieșit pe locul 2 din cauza că crabul meu a ieșit odată pe locul 1 și de două ori pe locul 2. Iată clasamentul după cele 3 curse.
Pe primul loc e FCSB, care a adunat 15 puncte, Iulica fiind și singurul concurent care a nimerit tot podiumul la una din curse. Pe locul 2 a terminat Luis de la Timișoara cu 14 puncte, ajutat fiind de crabul lui care a punctat în toate cele 3 curse. Pe locurile 3 și 4, la egalitate, avem Botoșan și Farul, fiecare cu 13 puncte, care vor juca un meci de baraj. Pe locul 5 a terminat Craiova cu 11 puncte, pe locul 6 cu 10 puncte a terminat Rareș. Pe 7 a terminat Petrolul cu 8 puncte, grație formei lui Rambi. Pe 8 și 9, la egalitate, au terminat Dinamo și CFR cu câte 7 puncte și ei vor avea meci de baraj. Iar pe ultimul loc a terminat Rapidul cu 2 puncte. Vorba cuiva, dacă era inspirat să aleagă Botoșanul de 2 ori, era acum pe podium. Suntem în următoarea situație. Avem egalitate pentru locurile 3 și 4 între Faru și Botoșani și egalitate între Dinamo și CFR pentru locurile 8-9. Mai facem o cursă de departajare. 3, 2, 1. Hai, Bănuțu! Hai, Semechine! Hai, băiat! Hai, motoretă! Hai, Văruțu! Văruțu! Hai, Petru! Hai, Petru, Liga 4! Du-te, tată! Du-te tare, Liga 4! Craiova! Du-te, la Vale! Hai! Poli, hai, du-te, Poli, că apărea pe Poli! Hai, Keita, vină la mama! Du-te, Petrolul, tare, Liga 5! Pa 6, du-te! Locul 2, Petrolul! Hai, Timi, Jimmy, hai, Moli! Hai, să Semechine, hai, tată, că avem treabă, hai! Hai, Keita, du-te rapid! Hai, motoretă! Hai, Keita, desprinde-te, așa! Hai, motoretă, fugi! Dă-i drumul lui Keita! Bagă gonetă, bagă gonetă, motoretă! Ține, Paul! Paul, dar Keita nu poate să meargă, Keita! Hai, Seme, fugi! Bine, Keita, hai, fugi, Seme! Fugi, Seme, hai! Hai, motoretă, dai! Băi, nu-ți speriați! Băi, nu-ți speriați! Hai, Semechine, fugi, tată, că se sete, haide, haide! Du-te la apă, du-te la apă, sprit, hai! Hai, hai, Keita, vine! Hai, Semechine, hai, Seme! Keita, uite la Keita, vine! Keita de la Botoșani trece linia de finish înaintea lui Ghișan de la Farul și aduce lui Tudor locul 3. Semeghin se trezește și trece linia înaintea lui Vinicius, așa că Dinamo ia locul 8, iar clasamentul final arată așa. Rumbi, rumbacul care m-a făcut mândru. Se știe, o să vadă acasă Rumbi cine e. Keita, dragule, ne-ai onorat. Ai dat un super gol cu viitorul și acum ai câștigat proba. Mândruț, pare rău pentru tine, dar cum zice și Zicala, suntem singuri împotriva tuturor înainte. La revedere, Zoli, îți mulțumesc pentru susținere. Și apă! Luată, carabule, luată! Dau drumul la apă, doar aici să se simtă bine, că Oscar m-a dezamăgit. Ia! Semeghine, nu prea sunt mulțumit de tine. Mă așteptam să fii mai rapid. Motoretă, gonetă, du-te, tată. Momentul despărțirii n-a fost unul prea ușor. Am avut o discuție cu el. Am avut de reproșat, nu mi-a ascultat indicațiile, n-a venit nici la chemări, nu s-a dus nici la îndemnuri, nimic. Semeghin era obosit. Când a plecat, era fericit, parcă îl pusese în liber de contract. Cine pe primul loc, cine pe primul loc, Steaua e, Steaua e. Tati, ți-ai făcut treaba bine, nu te-a dat. Dacă v-a plăcut distracția Maldive, nu uitați că puteți ajunge aici în septembrie 2021, dar numai dacă aveți pașaport de microbist. Nu-l luați de la direcția pașapoarte, vi-l faceți singur pe microbistderomania.ro sau în aplicația Microbist de România de pe Google Play. Meriți o vacanță de fotbalist, pentru că fără microbiști, fotbaliștii ar avea altă meserie.
Înainte de a trece la proba pe echipe, am făcut tragerea la sorți. Bun găsit, prieteni! Se anunță o nouă zi plină de suspans aici pe insulă, în acest decor mirific. 10 concurenți, 10 ambasadori ai cluburilor pe care le reprezintă se întrec pentru titlul de microbist de România. Capitanul echipei portocalii vine de la Botoșani. Capitanul echipei albastre vine de la Craiova. Tudor, te rog să-ți alegi cu echipier. FCSB. Dane, alegeți oamenii tăi. Au. Sunt tare curios cum va conlucra Dan cu cei de la CFR Cluj. Petrolul Ploiești. I-am luat pe rând, așa. Oho, Dinamo București. Tudor, îți mai trebuie un om de bază. Opa. Poli Timișoara. Farul Constanța. Tudor, ultimul suporter pe care vei conta. U Cluj. Dane, singurul reprezentant care a mai rămas. Vine de la București. Rapid. Două echipe, cea portocalie, cea albastră. Să înceapă probele. Cele două echipe erau cam dezechilibrate, cu atleții concentrați doar în echipa portocalie. Dar ei încă nu știu ce îi așteaptă. Cele două echipe se vor duela într-un sport tradițional din Maldive, de aici. Se numește bashi. Și acum stăm de vorbă cu ambasadorul acestui sport în lume, Captain Vidad. How are you? I'm good, thank you. Please, explain us the rules of this game. So, this is called bashi in local language. This is very famous in the Maldives. In fact, after football, this is the second most famous game locally in the Maldives. Întrecerea se numește bashi. E un sport jucat doar în Maldive și, atenție, e un sport interzis bărbaților. Practic, băieții noștri sunt primii care joacă acest sport. Bashi e un mix între oină și tenis, jucat între două echipe, una care trage și una care stă la primire. So basically, this is a combination of two sports. It's baseball and tennis, as you can see from the court. And this is played with two teams, and one team hit the ball and the second team have to kick the ball. So based on the points, whoever the team gets most points win the game. Regulile jocului sunt simple. Fiecare din cei 5 poate executa maximum 7 servicii stând cu spatele și primind mingea de la un coleg. Dacă mingea atinge terenul advers sau un adversar, este punct valabil, exact ca la tenis. Cam, perfect, bravo, bă! Bravo! Hai! Dacă mingea e afară, în fileu sau este prinsă de adversari, se consideră minge pierdută. Dacă mingea e dat afară de 3 ori sau e prinsă de adversari de 2 ori, omul de la serviciu iese din joc și nu mai are dreptul la nicio lovitură. Bravo, bă! Gata, sunt două prise! Sunt două prise! A ieșit! Gata, a ieșit! Echipa care adună cele mai multe puncte câștigă. Cine câștigă, alege, nu ce vrea, nu? Stai puțin. Cine câștigă, alege ce vrea, da? Da. Bine. Deci tu ai zis? Marca. Tu ai zis? Bana. Marca. Ce vreți? Tragem prima dată. Perfect! O tragem și noi. În primul rând mă bucuram că nu sunt cu cel de la FCSB în echipă. Deci am scăpat de mâna moartă. Înaintea partidei eu credeam că noi o să pierdem. S-au mișcat mai bine la loviturile alea, când făceam și noi primele probe antrenamente așa un pic. Erau mai înalți și am zis, bă, rebat ăștia. Comparativ cu ei, ei erau dita mai oamenii, noi eram doi bătrâni, unul durduliu, aveam și un străin în echipă, zic, ne mănâncă ăștia, cu ful și cu tot. Prăjinile servesc, ne zboară capul. Când am văzut echipele, am crezut că o să-i batem cu 24-2.
Where we stay? The positions? Positions, we stand little front and narrow. Two in the front, three in the back? Yes, yes. Okay, and low, yeah? Yeah. Okay. Aici, aici, speaker motivațional. 1, 2, 3 și victorie. 1, 2, 3 și victorie! Prima echipă care trage e cea albastră, iar primul la serviciu e Dan. El e fotbalist, dar azi o să încerce să dea cu racheta. Atenți, atenți! Hai! Hai, nu! Nu, bă! Primul serviciu e foarte bun. Portocalii încearcă să prindă mingea, dar Tudor o scapă până la urmă și este punct pentru albaștrii. Al doilea serviciu era. Atins-o! Una, mai are trei! Șapte! Ia adâncime acolo un pic, hai! Eu! Rasa! Al treilea serviciu e moale. Rare își prinde mingea, dar din inerție calcă în afara terenului și albaștrii au 2-0. Al patrulea serviciu este as. Bine! Bine, mă! Bravo, da! Mingea trece printre Rare și Iulică și iese afară. Dan se descurcă nesperat de bine și trage a cincea minge. Bine, bine, bă! Dacă o lasă cadă... Gabi de la Petrolul încearcă să o prindă, dar mai rău face. E 4-0 pentru albaștri. Lasă-o să cadă! Nu intra, lasă-o să cadă! Bine! Ce a să-i fac? Să-mi minge. Al șaselea serviciu trece printre picioarele lui Rareș și e 5-0. Dan joacă incredibil. Bine! Ultima minge e jucată perfect, iar Biță de la Dinamo mai are puțin și îl ia în brațe pe Dan de la Craiova, ceea ce este la fel de incredibil ca jocul campionului nostru de FIFA. Bravo, băi, Dan! Bravo, băi! 6-0 pentru albaștri. Bravo, băi! Ăle, m***, în tenis. Prestația lui Dan m-a impresionat. Sincer, nu mă așteptam. S-a mobilizat exemplar, a reușit puncte multe, ne-a dat și nouă putere. Urmează Cojo, un luptător profesionist care trebuie să se descurce cu racheta de tenis. Nicu devine ridicător. Fiți atenți, hai, hai, centru de greutate, hai! Prima minge e out. Out, 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 out! Fiți atenți, haide! Al doilea serviciu e impecabil și e 7-0 pentru albaștri. Al treilea serviciu e prins de Rareș, iar Cojo va fi eliminat la prima greșeală. Bă, tu joci în mână! Aot! Rapidistul nostru se concentrează, dar trimite mult în aut și iese din joc după ce a adus echipei un singur punct. Vine la serviciu Nicu, vecinul Simonei Halep. Hai, jos, 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 jos! Primul serviciu e în filă. Bun! Haide! Haide! Prinde-o! Aaaa! A doua minge e trasă cu milă, dar Tudor o scapă și e la zero. Bun! Nicu trage superficial următoarele mingi și iese din joc, tot cu un punct adus echipei. Bun! La trei consecutive? 37. Ai ratat 3 și terminat. Mă duc eu. Se schimbă liniile și la serviciu vine Robert de la CFR. Prima minge este trasă perfect din săritură, exact cum se joacă bașii la mama lor, 9-0. Bine! Out, out, out! Al doilea serviciu e afară. Oh. Ia-o, ia-o! Bravo! Bravo, bravo! Stai mai în stânga, fra! Stai mai în stânga! Robert își revine și a treia minge face 10-0. Acolo! Iau! Iau, bine, bă! A patra minge e prinsă și Robert nu are voie să rateze. A ratat-o!
Robert trage tare și face 11-0. De zici că joacă Germania cu San Marino. Încă un serviciu puternic. Robert trage fix pe linie și se face 12-0 pentru albaștri. Intră pe teren Andre Agassi din groapă, biță de la Dinamo. Trebuie să stau în spate, bă! Lasă-o! Bine! Eliminare! Bravo, bravo! Primul serviciu e prins cu noroc de portocalii. Hai că una să prindem! Încă una! Eu! A doua minge e scăpată și scorul devine 13-0. Dacă ești lungă... Bravo, Mita, bravo! Hai, hai. Ia-o! Bravo, bă! Gata, sunt două prise! Nu, două prise! Ai ieșit! Al treilea serviciu e prins și Biță e eliminat cu doar un punct adus echipei sale. Este pauză în Maldive și se schimbă terenul. Portocalii trec la serviciu și probabil cu așa atleți vom avea o execuție cu public. Primul vine la serviciu Tudor, om care a jucat mai mult tenis decât ceilalți 9 la un loc. Aia. Gata! Hai, bă, concentrare. Aici în față să le dau, da? Hai. Bun! Wow, perfect. La prima minge are noroc că Biță se împiedică. E 13-1 și remontada a început. Wow, perfect, perfect, calm. Aici în față, numai trebuie să treci. Să treci, da? Hai. Bine! Hai una prins, ai grijă. Al doilea serviciu e tras previzibil și albaștrii nu mai ratează intercepția. Nu știu, eu joc tenis, dar așa pe spate nici nu pot să fac swing-ul ăla. A fost foarte, foarte greu pentru mine. Total contrar ceea ce am învățat până acum. Bine! Nici al treilea serviciu nu e mai bun. Dan de la Craiova. Avem una. Prinde mingea fără probleme. Tudor iese din joc cu doar un punct adus echipei. Are nimic, avem una. Da, să dau. Noi bai că vine la rând Rareș, care a jucat și el ceva tenis la viața lui. Prima minge e moale însă și e prinsă de prietenul Robert din deal. Rareș are emoții. Hai, vecine, hai, vecine. Mă, cum m-am prins două. Bravo, băi! Bravo, băi! Bravo, băi! Bravo, băi! Bine, bă, Robert! Incredibil, băi! Și a doua minge e prinsă de Robert, care e foarte fericit. Favoritul portocaliilor e scos din joc fără să fie adus vreun punct. Ce rușine! Cea mai mare dezamăgire e că mi-a prins mingea locomotiva de două ori. Locomotiva din deal. Prietenul meu Rareș i-aș trimite să mai încerce. O să ajungă și ei cândva la Gigante, lângă noi. Robert de la CFR Cluj a fost atât de ambițios și în momentul în care a prins mingea trimisă de rivalul său de la U Cluj, de Rareș, a avut așa o satisfacție în el și chiar i-a șoptit așa printre dinți. Liga a doua, urât! Vezi să-mi iau eu în privat de la UIST. Scorul rămâne 13-1, iar echipa oranj nu mai are decât 21 de puncte posibile în joc. Două prins, locomotiva. Vine la rând Gabi, care o dă în aut din prima. Care aut, bă? Mi-o spart. Dă-i tare, mă, lua așa! Bine! Bravo! Dă-i tare! A doua minge e în teren și se face 13-2. Sau dă-i lungă! Gabi dă a treia minge afară și e în pericol să iasă din joc. Bine, bă! Bă, dați prea plasate! Mai jos și mai tare! Tare și la vinclu! A patra minge ieșea afară, dar Dan Buzărnescu o prinde ca la baseball. Luis ia racheta și dă prima minge peste teren.
Dă-i jos! A doua e trasă perfect și scorul devine 13-3. Dă-i tare și jos! Bine! Bravo, așa, dă-i tare, bravo! Hai! La a treia minge, mâna lui Biță tremură. E 13-4 și remontada devine posibilă. Bravo, bravo, bravo! Hai, hai! A patra minge e trasă chiar și mai bine și scorul devine 13-5. Cam, cam, perfect, bravo, bă! A cincea lovitură e ratată. Al șaselea serviciu este excelent. Mai și afară! Var! După intervenția varului se dă punct pentru echipa oranj. E 13-6 și Luis mai are o minge. Ia minge. Bravo, bă, Luis. Lovitura e destul de bună, dar nu poate prinde mingea care sare din el și e prinsă de Coșo. Bravo, Coșo! Ai voi piciorul? Pe unde e? Piciorul ridicat. Vrei să vedem varul. Hai să vedem pe filmare. A căzut de piciorul. A fost la ce sunt chestia asta? Ce? Așa? Putem prinde. La Baș era clar că o să iasă cu ceartă. Și la faza aia, noroc, observatorul de joc era pe partea aceea a terenului. Și m-a ajutat foarte mult. M-am consultat cu el, așa cum se face, la VAR, nu? Și ați văzut că am fost foarte ferm. După intervenția VAR-ului, se decide că punctul nu e valabil, deci scorul rămâne 13-6. Vine la rând ultimul portocaliu, Iulică. El trebuie să le înscrie pe toate. Prima minge e dată perfect, 13-7. Dar următoarea e ratată. Și albaștrii câștigă partidul. S-a stricat paleta. Bravo, băi! Bravo! Nu! Ce mai avem? Asta a fost demonstrativ. Bravo. Acum începem meci abia. Mai jucăm și de 3 ori, nu-i problemă. Bravo! Băi, mi-ați rupt! La proba de astăzi de baseball tenis am fost total luați prin surprindere. Când colo surpriză, ne-am ambiționat și am pus cu botul pe labe, cum s-ar spune. Nu îmi place tenisul și nu l-am jucat niciodată și a fost cumva destul de antrenant, dar a ieșit cu bine loviturile pe care le-am dat eu. Echipa mea a pierdut, dar... Da, da, am început bine. Mi-a ajutat și Puștul Dan la Craiova, s-a mișcat bine și a ieșit bine. De atunci, sincer, ne-am relaxat și am controlat jocul. Am ofticat. A fost interesant, ne-am amuzat. Ca să citez o vorbă mai penibilă a fotbaliștilor, adversarii și-au dorit mai mult victoria. Albaștrii celebrează victoria, care e mult mai dulce atunci când pleci cu șansa a doua. Fiecare din ei pune 10 puncte la păstrare pentru clasamentul final. Aceste puncte vor fi vitale pentru stabilirea câștigătorului, care va petrece o experiență de sultan în Istanbul la întoarcere. Suporterul numărul 1 al țării va beneficia de serviciile celui mai faimos hamam din lume. Va ajunge acolo unde turiștii nu prea au acces și va fi tratat ca un sultan. Suporterul numărul 1 al țării va intra în pielea lui Cristiano Ronaldo și se va plimba cu un iaht de lux pe Bosfor. Ultimele cuvinte înainte să te răcorești. Sper să pici. Moldova. Pa! Contra cărei echipe a pierdut Craiova titlul național? La gol averaj. Din
Dinamo București. Bravo. Așa a fost Dinamo București în sezonul 73-74. Și acum vă zvârcoliți noaptea. Două pe dreapta, una pe stânga. Ok. Hai, cine trage? Rareș. Unul stânga, unul centru, unul dreapta. Hai, mă! Bravo! Bravo, Gari! Țin minte că când s-a ridicat găleata, cred că crabul meu a făcut doi pași, practic. Era, nu știu, era obosit sau nu știu care a fost problema. Băiatul ăsta indian care era la hotel era ghinionul meu și cred că din cauza lui s-a întâmplat toate astea. Aș vrea să-i dau un șlap pe spate, dacă se poate. Eu m-am uitat sincer la mărime prima dată, cât îți de mari crabii. Dar crabul meu era și mic și nici nu alerga. S-au pus toți crabii în găleată și până la start al meu a rămas fără o mână și fără un picior. N-am avut nicio șansă, practic. Era fâșneț așa când l-am ales, dar a fost sabotat de ceilalți concurenți. Această emisiune v-a fost prezentată de Fan Curier.